Salut, sunt Claus. Astăzi vreau să vă arăt un truc. Știți că eu sunt cu trucurile. Cum putem aprinde un foc în pădure dacă nu avem la noi aproape. Așa că astăzi vreau să vă arăt un șiret. Care are atașat în capet două bucăți de amnar și am uitat de asta. Are și o răzătoare cu care vom încerca să aprindem focul. Deci dăm la o parte și cuțitul. După cum vedeți, își face foarte bine treaba. Și continuăm tot așa. Putem strânge o cantitate mult mai mare de acest fatud răzuit, care sper eu să se aprindă foarte repede. Și acum haideți să vedem dacă reușim să aprindem focul cu ea. Cum am răzuit acest fatfood, a rămas pe lamă. Și dacă se arunca. Thank you.
Așa. Cam asta a fost povestea șiretului. Chinuia la mare. Până la urmă reușesc să aprinz un foc, dar ideea e că nu își face treaba exact cum am gândit eu. Faci ipotermie, mor de foame, mor de sete și mai după aia aprinzi focul. Mai ales că acum am avut condiții ideale, în sensul că nu plouă, nu ninge și abia am reușit să-l pornim focul. N-am insistat prea mult la el, ne-am chinuit să aprindem niște fatwood, dar deci cea mai mare probabilitate cred că are să aprindă pânza carbonizată, dar și aia, cum zice și Alex, poate am reușit să aprindem niște pânză carbonizată, dar nu își face treaba cum m-am gândit. Cam asta a fost. Până data viitoare, eu cred că mai repede faci un bow drill cu el, să știi. Eu vă recomand să nu vă cumpărați astfel de șireturi. Sau dacă doriți, nicio problemă, dar e chinuială mare. Până data viitoare, pace, iubire și Doamne ajută!